Bună, dragii mei, și bine ați venit pe canalul meu de YouTube. Știu că este puțin cam ciudat să nu mă vedeți în timp ce vă filmez, dar o să filmez clipul cu produse consumate din ultima perioadă. Și din păcate chiar nu mai am timp pentru că se apropie să plecăm în vacanță. Și de aceea am zis să îl filmez așa ca să totuși să avem și clip și să reușesc să arunc și eu toate aceste gunoaie. În primul rând vreau să vă arăt acest produs. Este un dezinfectant pentru mâini. Așa. El este destul de lichid, este aproape ca o apă, cam așa, și se folosește pentru dezinfectarea mâinilor. Eu îl puneam într-un recipient mai mic de dezinfectant și îl foloseam în fiecare zi. Este foarte bun, spornic, dezinfectează bine, așa pare, curăță bine și nici nu lasă mâinile lipicioase. Și o să las un link în bara cu descrieri ca să vedeți de unde îl puteți cumpăra. Apoi am reușit să consum și un șampon din acesta de la Syoss. Da, acesta. Chestia este la acest șampon că un timp este foarte bun și apoi începe să îți provoace mătreață, de aceea nu o să-l recumpăr pentru un moment, dar el este un șampon bunicel, să zic așa, adică îl poți folosi un timp și apoi într-adevăr trebuie schimbat, mai ales că eu folosesc și acele șampoane tratament. Atunci, într-adevăr, îl schimb un pic mai des, adică odată mă spăl cu acesta și apoi mă spăl cu un șampon tratament. Apoi am avut această mască pentru ochi. Era cu colagen și Q10, anti-rid și este de la Revital. Da? Bun, cam așa arată. Acest produs mi-a plăcut destul de mult pentru că masca era dintr-un silicon, a zice așa, ușor, da, ușor siliconată și îmi plăcea pentru că îmi hidrata zona ochilor, am văzut o hidratare, erau destul de îmbipate în soluție. Eu apoi, sincer, vă spun, după ce le-am pus în zona ochilor, le-am pus și pe buze. Și au funcționat foarte bine, deci le-am folosit în două scopuri diferite. Și da, mi-au plăcut, cred că pe acestea le-am cumpărat de la farmacia Tei, nu mai sunt sigură exact de unde le am. Iar apoi am terminat un gel de duș care mi-a plăcut foarte mult, acesta din gama Avon Care cu nucă de cocos. Da, așa arată, era o cremă de duș mai mult, dar mi-a plăcut foarte mult. Pentru că, în primul rând, avea 400 de grade, a avut 400 de mililitri și prețul acestui produs a fost undeva de, nu știu, 6 lei, 7 lei când l-am cumpărat la ofertă și mi-a plăcut foarte, foarte mult acest produs. Hidrata pielea, mirosea foarte bine și chiar este un produs bun care își merită toți banii. Apoi am terminat un săpun fa, acesta, nu știu, nu prea a mirosit, nu prea mai... Îmi plac săpunurile fa, înainte miroseau destul de puternic, acum nici nu prea mai miros și nici nu mi se pare că hidratează pielea, nu știu, nu prea mai îmi plac. Acesta a fost cu iaurt grecesc, interesant, dar nu o să-l recumpăr. În schimb, un săpun care mi-a plăcut foarte mult este acesta de la Love Nature și este acesta cu... Da, acesta este cu ananas și cu fructul pasiunii. Îmi place foarte mult acest săpun, miroase foarte bine, l-am și acum în baie, nu l-am terminat încă și este favoritul meu. Mi-am cumpărat și gelul de duș și o să-l iau cu mine în vacanță. Apoi am terminat o sticlă mare de săpun. Fâșe punga. O sticlă mare din aceasta de săpun este cu White Blossom și este sensitiv. Mă rog, era un săpun care mirosea foarte, foarte bine. Mi-a plăcut foarte mult, curăța bine mâinile. Ieftinuț a fost și avea, cred, 900 de mililitri. Chiar mi-a plăcut, a fost ok. Apoi am reușit să consum 3 paste de dinți. Cum vă spuneam, eu încep
5 paste de dinți odată, aproape 5, și apoi în unele clipuri nu am niciuna consumată și în altele am câte 3-4 paste de dinți și știu că pare ciudat, dar da, așa folosesc eu. Prima este acest Colgate, care mie personal îmi place foarte mult. Am trecut-o pe cea roșie de la Colgate, care știți că îmi plăcea și aceea foarte mult. Mi se pare că albește dinții mult mai bine și gustul ei îmi place. Chiar este bună. Aceasta este undeva la 12-13 lei și este o pastă de dinți foarte, foarte bună. Apoi tot de la Colgate o am pe aceasta, Deep Cleaning Whitening. Aceasta. O am pe aceasta, Deep Clean. Da? Este o pastă de dinți la fel și aceasta bună, destul de spornică. Nu mi se pare că albește neapărat dinții, dar îmi place foarte mult gustul ei și cum se simte. Este o pastă de dinți bună. Iar apoi am consumat și una de la Lacalut, care este iar una dintre pastele mele de dinți preferate. Îmi place foarte mult și gustul și cum se simte apoi, cum se simt dinții apoi foarte curați. Este o pastă de dinți foarte, foarte bună. Apoi o să arunc două produse solare. Unul este acesta de la Cosmetic Plant, un lapte de plajă. Mă gândeam să-l iau la mine acum în vacanță, dar apoi mi-am amintit că totuși are un an de când l-am desfăcut și dacă mă uit la consistența lui, nu mai este la fel de bună și de plăcută cum o avea înainte. L-am consumat până undeva aici. Da, n-am consumat foarte mult din el, dar mi-a plăcut acest produs, a fost ok și o să-l recumpăr. Are prețul undeva de 20 de lei, un preț destul de bun pentru un produs cu SPF 30. Iar acesta este un calmant, tot așa, de la Cosmetic Plant. În acesta mai am foarte puțin, cred că mai am până aici. La fel, am desfăcut anul trecut și nu o să-l mai folosesc. Este pentru o loțiune calmantă, pentru arsuri solare. Calma și răcorea într-adevăr zonele, dar nu pot să zic că hidrata foarte, foarte bine și cam mirosea și a alcool. De aceea, da, dacă ar focaliza, așa, de aceea nu l-aș mai recumpăra pe acesta. Apoi tot de la Cosmetic Plant, un ulei din acesta de plajă cu SPF 10. Eu îl folosesc doar pe picioare pentru că în rest folosesc SPF 30 sau 50, depinde cât sunt de bronzată. Și da, cam așa arată, te bronzezi foarte bine, foarte frumos, uniform, se păstrează bronzul mai bine. Este un produs foarte bun pe care vi-l recomand cu toată inima și cu toată căldura. Apoi am consumat foarte multe șervețele umede, unul de la Talci din acesta antibacterian, îmi plac foarte mult și sunt, cred, 25 de șervețele, nu, sunt 15 șervețele. 15 șervețele. Apoi am mai terminat tot de la Talci, unul din acesta mare, pentru copii, cred că erau. Sincer, acestea nu mi-au plăcut pentru că nu erau la fel de umede ca celelalte, nu le-aș mai recumpăra, 70 de bucăți chiar nu le-aș mai recumpăra, pentru că, cum spuneam, nu erau suficient de umede, cu toate că avea chestia asta și se păstrau în interior umede, n-am înțeles de ce. Apoi am terminat și unele pentru bebeluși și acestea le folosesc când fac swatch-uri sau, nu știu, diverse chestii. Când mă machiez, mă șterg pe mâini, nu le folosesc ca antibacteriene. Așa, iar apoi, bineînțeles, de la Floralis am terminat și această hârtie igienică umedă, care știți foarte, foarte bine cât de mult îmi place. Am mai terminat de la clinic aceste bețișoare pentru urechi, care mi-au plăcut foarte mult, cu aloe vera, era vata, stătea bine pe bățul acela și le-am folosit pentru curățarea telefonului, pentru mai multe suprafețe, pentru machiaj, pentru mai multe chestii. Și apoi m-am și vopsit și o să mă vedeți. Și de data aceasta le-am amestecat pe acestea două. Din aceasta am mai avut una de la Londa, că folosisem, ultima dată am folosit un tub jumătate din acesta. E, și acum am mai avut jumătate din tubul acesta și a trebuit să-l consum și am mai luat una de la Vela. Aceasta a fost în nuanța 10 cu 96.
Mi-a plăcut foarte, foarte, foarte mult această vopsea și da, este o vopsea pe care aș recumpăra-o și am amestecat-o, cum spuneam, cu aceasta care este în nuanța numărul 10, care se numește Very Light Blonde, da? Așa arată și este de la Vela. De ce am luat-o, sincer, pe aceasta, poate vă întrebați? Am luat-o pentru că era la o promoție în Auchan cu doar 6 lei. Și am zis, bă, la 6 lei, hai să o încerc. Ori o folosesc eu, ori o folosește mama. Vedem noi care dintre noi o va folosi. Și da, am folosit-o eu și mi-a prins destul de bine. Într-adevăr, nu prinde la fel de bine ca cealaltă sau ca cea de la... Kalos, dar aici pe rădăcină, într-adevăr, nu mi-a prins foarte, foarte bine. E un pic mai închisă rădăcina, dar mi-a plăcut pentru că nu arde deloc părul, dar mi-a plăcut că nu mi-a deteriorat deloc părul și totuși a prins mai bine față de cea de la Garnier, care știți că nu prea mi-a prins deloc. Da, și cam acestea sunt produsele pe care eu le-am consumat în ultima perioadă. Vă mulțumesc că v-ați uitat la clipul meu și până data viitoare vă las cu bine și o să ne vedem la un nou vlog. V-am pupat, pa, pa!